Apostolul și Evanghelia de marți, în săptămâna a șaptea după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din Epistola către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, preaslăviți pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru ca unele care sunt ale lui Dumnezeu. Cât despre cele ce mi-a scris, bine este pentru om să nu se atingă de femeie, dar din cauza desfrânării, fiecare să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său. Bărbatul să-i dea femeii iubirea datorată, asemenea și femeia bărbatului. Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul, asemenea, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Să nu vă lipsiți unul de altul decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea și iarăși să fiți împreună, ca să nu vă ispitească satana din pricina neînfrânării voastre. Și aceasta o spun ca un sfat, nu ca o poruncă. Eu voiesc ca toți oamenii să fie cum sunt eu însumi, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul așa, altul într-altfel. Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun, bine este pentru ei să rămână ca și mine. Dacă însă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească, fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să ardă. Iar celor ce sunt căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, femeia să nu se despartă de bărbat, iar dacă s-a despărțit, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul său. Tot așa, bărbatul să nu-și lase femeia. Celorlalți le grăiesc eu, nu Domnul. Dacă un frate are o femeie necredincioasă și ea voiește să viețuiască cu el, să nu o lase. Sfânta Evanghelie de marți, în săptămâna a șaptea, după pogorârea Sfântului Duh, citire din Evanghelia de la Matei. În vremea aceea, când a auzit Irod, tetrarhul, vestea despre Iisus, a zis slujitorilor săi, acesta este Ioan Botezătorul, el a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod, prinzând pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pentru că Ioan îi zicea, nu ți se cuvine să o ai de nevastă. Și Irod voia să-l omoare, dar se temea de popor, pentru că îl socotea pe Ioan ca un proroc. Dar, prăznuind Irod ziua lui de naștere, a jucat fata Irodiadei în fața oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea, cu jurământ, i-a făgăduit să-i dea orice-i va cere. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis, dă-mi aici, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. Atunci s-a întristat regele Irod, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau împreună cu el la masă, a poruncit să îl dea și a trimis de a tăiat capul lui Ioan în temniță. Și a fost adus capul lui pe tipsie și dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale. În urmă, venind ucenicii lui, i-au luat trupul și l-au îngropat. Apoi s-au dus de-au vestit
pe Iisus. Iar Iisus, auzind, a plecat de acolo într-o corabie, în loc pustiu, ca să fie singur. Dar mulțimile de prin oraș aflând, s-au dus pe jos după dânsul. Binecuvântat ești, Doamne, Cel ce ai creat aceste lucruri minunate. Binecuvântat ești, Dumnezeul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie.